Dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Nu ne-am mai auzit în daily vloguri de ceva timp și zic că nu ne-am mai auzit în daily vloguri pentru că de cele mai multe ori în daily vloguri vă arătam eu ce cumpărături am mai făcut eu pe parcurs, asta în cazul în care nu sunt cumpărături mari și nu am avut cumpărături mari, de aceea m-am gândit ca astăzi să avem un clip cu toate produsele pe care le-am cumpărat eu. Avem Primark, Sinsay, DM, Notino, ceva de la NYX și pe că nu știu dacă am zis. Da, o să vă arăt eu așa ușor ce am mai cumpărat. Și zic lucrul acesta pentru că n-am mai avut timp să filmez. Adică nu că n-am mai avut timp, n-am mai avut nici dispoziție, nici poate nici ce să vă arăt foarte interesant. Și nu am vrut să fac daily vloguri doar de dragul de a face, așa că dacă nu v-am arătat nimic din ceea ce am cumpărat în ultimul timp, m-am gândit să filmez astăzi clipul acesta, care sper să vă bucure, pentru că știu că iubiți foarte mult haulurile, la fel ca mine, și mi-e place foarte mult să mă uit la genul acesta de clipuri, să le filmez, de ce nu, și să și cumpăr chestii. Hai să începem cu DM. Am fost, cred că, de vreo două ori în DM să-mi cumpăr așa niște chestii. Nu sunt niște chestii foarte interesante, sunt așa chestii de casă, necesare, nimic wow, dar vreau să vi le arăt și pe acestea. În primul rând am cumpărat niște dischete demachiante. Acestea de la Ebeline late, nu acelea foarte mici. Mie îmi plac mult mai mult cele din Primark, dar nu le mai găsesc, nu știu ce se întâmplă. Erau foarte bune, foarte din acestea mari, nu erau foarte groase, dar nici foarte subțiri, erau fix cum trebuie. Și acelea mi-au plăcut foarte mult, dar v-am zis, nu le mai găsesc, așa că mi-am luat aceste dischete demachiante din DM. Cred că au fost vreo 6 lei sau ceva de genul acesta. Am mai luat un odorizant din acesta pentru vasul de toaletă, de la Degmit, mă rog, nu știu câte sunt, cred că sunt, da, două bucăți. Să știți că am mirosit prin acest ambalaj și îmi place foarte, foarte mult mirosul. E ceva floral oricum. Habar n-am, ia, vreți să vi-l arăt? Dar vă zic sincer că miroase foarte bine. Wow! Cam așa arată, e în două culori, mirosul este superb și ăsta cred că a fost 6 sau 8 lei, ceva de genul acesta. Am mai cumpărat, bineînțeles, spumant de baie. Îmi place foarte mult ăsta de la Malizia. E singura variantă care mai îmi place din DM, restul mi se par că sunt foarte... nu știu, au miros foarte urât, ca să nu zic alt cuvânt. Ăsta îmi place foarte mult, are un litru, costă vreo... stați să mă gândesc. 15 sau 13 lei, ceva de genul acesta. Malizia este un brand italienesc, face foarte multă spumă și de aceea îmi place. Și am cumpărat și sare de baie, bineînțeles. Asta e aceea pe care o cumpăr mereu de la brandul acesta. Cumpăr ori asta, ori aia mov, ori aia cu portocală, galbenă, portocalie. De data asta am cumpărat-o pe aceasta, îmi place foarte mult, miroase foarte bine și bineînțeles că sarea de baie este foarte bună atunci când faci baie în cadă pentru că îți relaxează mușchii și chestiile de genul acesta. Am mai cumpărat și un șampon de la Pantene, îmi place foarte mult șamponul ăsta, îmi place și mirosul, curăță foarte bine scalpul, nu îmi face mătreață. El zice că este pentru păr subțiat deteriorat, este cu Prove ceva, reparare și protecție. Vi l-am mai arătat pe ăsta pentru acum ceva timp și l-am recumpărat pentru că vă zic că îmi place foarte, foarte mult. Și mirosul este wow, este perfect. Tot din DM am mai luat un deodorant de la Garnier. Cred că e primul deodorant de la ei pe care îl folosesc. Sinceră să fiu, nu mi-aduc aminte să fi folosit altul. Vine cu chestia din asta de on-off aici. Mirosul nu pot să zic că îmi place, este cu hialuronic și pentru piele sensibilă, fără alcool, promite 72 de ore, mă rog, asta nici nu mai are rost să zic că știți și voi că nu este așa. Mirosul este ok la el, îmi place, dar nu e, de exemplu, pentru vară asta cu siguranță nu va funcționa. Îmi place mult mai mult Borotalco pentru vară, pentru că are acei... acea pudră de talc, așa se numește. Îmi place mult mai mult și Dove-ul, pentru că are și un miros plăcut și are și un fel de pudră sau de talc din aceasta și chiar e ok pentru zona sub brațului. Îmi place mult mai mult. Îmi plac mai mult variantele astea două decât ăsta. Ăsta e mediocru, sincer, a fost vreo 17 lei. Și am mai cumpărat o cremă. Asta este un pic mai interesantă, pentru că eu cel puțin nu am mai văzut-o prin...
DM, scrie Balea Balsam pentru corp și față, 100 de ml, pentru piele aspră și uscată, cu glicerină și alantonină, fără parfum, produs testat dermatologic, ingrediente vegan, mă rog. Este o cremă destul de groasă, pe care eu am folosit-o pentru picioare, pentru tălpi. Eu, în afară de vară, când nu mi-aplic cremă pe picioare, pe tălpi, pentru că simt că mi-a foc de la căldura din casă, îmi aplic aproape în fiecare zi, că poate se mai întâmplă și excepții, cremă pe tălpi. Asta este destul de grasă, îmi place. Să știți că am folosit-o și pe mâini și e ok, nu are parfum, dar consistența este una destul de groasă și de densă. Mă așteptam să fie și mai groasă, pentru că scriind balsam pe ea, chiar mă gândeam că este groasă ca un balsam, mă gândeam aproape de ceva ca un unt, dar nu este cazul. Oricum, vedeți, este destul de groasă, dar nu chiar atât de groasă încât să mă gândesc la un unt. Îmi place, pentru picioare este foarte bună și v-am zis că am folosit-o și pe mâini. Costă vreo 8 lei și v-am zis, are 100 de mililitri. Am testat-o, îmi place, sunt mulțumită momentan. Și cred că cam asta cu DM-ul. Acum ceva timp am plasat o comandă pe Freshful și mi-am luat și două produse de îngrijire, să zicem. Cred că vi le-am arătat, adică da, cu siguranță vi le-am arătat și în haul-ul acela cu Freshful, dar vreau să vă povestesc aici un picuț despre ele, pentru că acolo doar vi le-am arătat, nu puteam să vă dau o părere. În primul rând am acest gel de duș cu iris de la Dermomed și acid hialuronic. Este cu, v-am zis, este made in Italy, cam așa arată, are pompiță. Mirosul este unul de flori, de iris. Îmi place, să zicem, nu e preferatul meu, dar e ok, adică nu mă deranjează. E așa, mă gândesc la un miros, parcă mă duce cu gândul la Borotalco, că tot vorbeam mai devreme de Borotalco, nu știu de ce, cu toate că Borotalco nu e cu iris, dar ăsta chiar are un miros plăcut, curat. Să știți că n-am avut probleme pe piele, adică nu m-am mâncat pielea, nu am avut nimic de genul acesta, chiar a fost ok din punctul acesta de vedere. M-a ajutat foarte mult și faptul că este cu pompiță, pun 2-3 pompițe și e super ok atunci când vreau să mă spăl, bineînțeles. Face foarte multă spumă, iar gelul acesta de duș persistă câteva minute după duș pe piele, că după aia vă dați seama că se duce cam ca la orice alt gel de duș din punctul meu de vedere, că eu n-am întâlnit niciun gel de duș care să persiste foarte mult parfumul pe corp și nici nu cred că este chiar ok, pentru că v-am povestit eu acum ceva timp că făcusem un fel de, nu știu, m-am mâncat foarte tare pielea într-o zonă a piciorului și m-am gândit eu că este de la gelul de duș, de la produsele cu parfum pe care poate le mai folosesc pe corp. Mi-am luat la un moment dat Bioderma, am folosit vreo 2 luni Bioderma, m-a ajutat foarte mult, am scăpat de chestia aia pe picior și pe mână aveam și am zis că ok, dacă mi-a trecut, hai să trec din nou la gelurile de duș cu parfum, dar ăsta nu mi-a cauzat alte probleme, gen să mă mănânce din nou sau să mă roșesc, pentru că parfumul este destul de subtil, nu rezistă parfumul pe corp foarte mult, deci din punctul meu de vedere este super ok. A fost vreo 15 lei și are 1 litru și l-am mai văzut, cred că și chiar dacă l-am luat de pe Freshful, eu l-am văzut și în DM, dacă nu mă înșel. Să vi-l mai arăt încă o dată, Dermomed, și are mai multe variante oricum de cumpărat. Și produsul meu preferat din ultimul timp este această cremă, de fapt Body Balm, de la Mixa. Vă povesteam eu despre crema aceea de la Mixa de față, pe care am ajuns să o iubesc, pe care o consider cea mai bună achiziție în ceea ce privește creme de față pe care eu le-am testat până acum. Mi-a mai plăcut foarte mult aceea de la Synergitherm, care este un picuț mai scumpă decât asta de la Mixa pe care o am în baie de față și am zis că ok, dacă mi-a plăcut foarte mult, hai să-i dau o șansă acestui brand și să încerc și alte produse. Și am luat această cremă de corp, Body Balm, este un balsam pentru piele atopică, uscată. Ia să vedem ce mai scrie pe spate. Balsam calmant de corp atopian, ce? Atopian sau atopian, ce? Nu știu. Potrivit pentru pielea foarte uscată, cu tendință atopică, pentru bebeluși, copii și adulți, antisenzații de mâncărime, antiuscăciune persistentă, toleranță optimă, produs aprobat de dermatoalergologi. Balsamul de corp este special conceput pentru a ameliora disconfortul provocat de pielea foarte uscată și sensibilă, care perturbă viața de zi cu zi. Calmează imediat și durabil pielea atopică a bebelușilor, copiilor și adulților, rezultate dovedite clinice, super bună, este
o iubesc, efectiv. V-am zis problema mea mai devreme cu pielea uscată un picuț. Mă gândeam eu că am atunci pielea atopică, sinceră să fiu, dar nu era cazul. Dar eu am dus-o puțin spre extrem pentru că mă deranja foarte tare acea zonă de pe picior care mă mânca foarte tare și din cauza faptului că mă mânca, mă scărpina și făceam o vânătaie foarte mare pe picior. Te zici că cine știe cine m-a bătut. Deci chiar aveam o vânătaie așa pe picior, sinceră să fiu. Era foarte mare, gen, nu știu cum să vă arăt, dar parcă chiar eram bătută și arăta groaznic. Și v-am zis că m-a ajutat foarte mult acel gel de duș. Am mai folosit ca să hidratez foarte bine zona. Foloseam Bepanten și foloseam și crema de la Jaya, aceea cu lapte de capră, cu pompiță. Am zis că vreau să schimb, să-mi iau ceva de la brandul ăsta și sincer să fiu, este wow. Deci iubesc crema asta. Este și, are și un miros de produs curat, natural, de produs, nu știu, cum să vă zic, n-are parfum, dar are un miros așa, poate de la glicerină sau chestii de genul acesta, nu știu exact de la ce, dar este foarte bun. Dacă aveți probleme cu pielea uscată, vă recomand super mult crema asta. Am mai auzit și de crema de la Gerovital sau parcă Gerovital era, care tot așa este foarte, foarte bună, foarte grasă. Sincer, o să-mi caut și un balsam de corp, pentru că vine iarna și avem nevoie de și mai multă hidratare și balsamurile de corp iarna sunt tot ce ai nevoie. Ieri sau zilele trecute am intrat într-o farmacie Dr. Max să cumpăr ceva medicament, deși am primit și un kit din acesta de îngrijire pe care eu l-am mai primit de la La Roche-Posay, vi l-am mai arătat. Avem aici un fluid hidratant așa. Eu am altceva, mă rog, am așa două Tolerian Derma Lergo. Unul este fluid, stați că nu mai înțeleg. Zic că am primit și eu și mama iubitului meu și ea avea altceva. Deci, în primul rând avem Antilles UV Immun 400, care este SPF, îl cunosc, am mai auzit despre el. Pentru că v-am zis că am mai primit kitul acesta. Am aici Tolerian Dermalergo Fluid. Cred că este pentru față asta. Dacă ar scrie și în română și nu în franceză, ar fi perfect. Dar sigur este un fluid de față, da, pentru piele alergică sau sensibilă. Ok, uite cum arată. Așa. Iar aici, cred că este pentru ochi. Contur de, da, nu zic în franceză, dar vă zic sigur că este de ochi. Care e la fel, numai că pentru ochi. Drăguț, asta de ochi nu l-am testat, n-am auzit despre el, sper să fie ok. Uite, vine aici și cu cărticică. Fluid hidratant, calmant și reparator pentru tenul sensibil cu tendință alergică normală sau, normal sau mix. Și asta pentru ochi, calmantă, reparatoare pentru contururile ochilor, piele sensibilă cu tendință alergică sau predispusă la eczeme. Chiar în ultimul timp am o problemă la ochi, mă mănâncă foarte tare pielea din jurul ochilor. Acum nu știu dacă am folosit eu ceva greșit, gen vreun far care poate este expirat, dar nu cred că este cazul dacă e să mă întrebați pe mine. Nu știu ce am, dar uite, chiar o să testez mostra asta să vedem cum este. Mai departe, hai să trecem cam aici un singur produs de la NYX. Am tot văzut fondul acesta de ten, cred că l-ați văzut și voi peste tot și am zis că, măi, hai să-l testez și eu. L-am văzut pe Notino, dar când am vrut să-l cumpăr nu mai era disponibil și am zis că, ei, lasă că o să-l cumpăr eu data viitoare. Am trecut printr-un mall, am văzut un magazin NYX și am intrat. Am testat nuanța 1 și 2. 1 era foarte deschis, 2 era mai ok. 3 avea subton roz și nu l-am vrut. Problema cu el este că este foarte deschis. Sunt updată cu el astăzi pe față, dar să știți că l-am combinat cu un fond de ten mai închis, pentru că nu puteam să-l folosesc. El este extrem, nu o să vedeți așa, este extrem de deschis și n-am crezut vreodată că o să zic că un fond de ten pentru mine este extrem de deschis. Am două fonduri de ten foarte deschise, unul de la Catrice care este nuanța 002, care îmi place foarte mult, pe care l-am primit de la o prietenă și pe care îl combin la fel cu fonduri de ten închise, pentru că v-am zis, eu chiar dacă mi-au nuanța 1 la unele fonduri de ten, tot este închisă pentru mine, pentru că sunt foarte albă și sincer, am rămas puțin masă când am văzut că fondul acela de la Catrice este atât de deschis. Eu folosim mereu nuanța 1 la toate fondurile de ten și uneori chiar și aceea este închisă. La acela am luat nuanța 002, am primit-o de fapt.
m-am mirat că este foarte deschisă. Ei bine, am zis că la acest fond de ten să iau nuanța 1 mi se pare prea deschisă și am zis că 2 mi se pare mai ok. L-am probat doar pe mână pentru că era machiată, aveam ceva pe gât și am zis că nu-l probez pe gât, să nu-l testez pe gât unde se testează un fond de ten, am zis că nu mă mai complic, las așa, că mi-au 2, că e ok, eu oricum sunt deschisă la piele. Ajung eu acasă, îl pun pe față și văd că este extrem de alb, este extrem, extrem, extrem de alb și am zis că ok, cu siguranță îl voi folosi că îl combin cu fonduri de ten închis, adică nu am avut o problemă cu chestia asta, dar mi-aș fi dorit să-l nimeresc în nuanța mea potrivită ca să nu mai stau să-l convingem, să-mi spun părerea despre el, folosindu-l doar pe el, testându-l doar pe el, pentru că așa când combin un fond de ten cu altul, nu-ți dai seama cât de bun este acesta. Îmi place... V-am zis, combinat cu alt fond de ten, are o acoperire ok, este decent, zice, practic, fondul acesta de ten este un fel de, poate ține locul unui filtru, gen filtru din acelea de pe Instagram, nu știu dacă este neapărat cazul, eu am nuanța BWM-BT02 Fair, pe acolo scrie, a fost 60 de lei, are 30 de mililitri și v-am zis, nuanța este 02 Fair, este închisă, 3-ul v-am zis că nuanța 03 era cu subton roz și nu am nevoie de așa ceva, iar m-am gândit eu că nuanța 4 nici n-am mai testat-o, pentru că n-am zis că sigur e prea închisă, adică n-am avut în viața mea nuanța 4 la un fond de ten, că nici nu mă mai probez, dar mă rog. Poate ar fi fost bine dacă o probam, că poate mi se potrivea mult mai bine și nu mai trebuia să combin. Ăsta, v-am zis, îmi place, este a doua oară când îl folosesc, încerc să văd care este fondul de ten cu care se înțelege foarte bine și să fiu așa în teste cu el. Sunt ok-uți cu el, na, nu știu ce să zic mai mult de atât. E ok, nu știu. Nu știu ce să zic, v-am zis, nu pot să-mi dau seama exact de un fond de ten pentru că îl combin. Dacă era sigur, sigur... Singur, pardon, folosit, clar aveam o altă părere, bear with me, blur, da, atât pot să zic, îl mai testez și poate vin cu voi, poate vin la voi cu un review mai detaliat un pic. Hai să trecem la Petco, unde am trei lucruri, parcă, da, am aici un fel de trusă pe care și-a luat-o iubitul meu, care a fost, țineți-vă bine, 10 lei. Și a luat trusa asta pentru că aveam nevoie de ceva, să bat de niște cuie. Iar iubitul meu are o trusă din aceea mare, numai că nu găseam cuie din acestea medii, așa, găseam doar holciuri, ruguri sau nu știu cum se cheamă alea pe care le bagi, înfiletezi așa cu o bormașină. Și am zis că nu mai bine luăm această trusă, că sunt o grămadă de cuie aici. Vedeți, cuie, cuie... Nu știu de ce o găurică din asta este goală. Hai să o și desfacem. V-am zis, a fost la un preț super bun și când am văzut acolo am spus sigur o luăm pentru că o să avem nevoie de așa ceva. Sper să nu văd nimic pe aici. Când deschid, ok. Da, v-am zis că este una din asta goală. Nu înțeleg de ce. Poate că... Vedeți? Asta este goală. Care? Asta. Sunt mai multe chestii, avem două din astea de sârmă, astea nu știu ce or fi ele, cuie, chestii din astea, mă rog, nu mai contează. Este un set cu 200 de piese și v-am zis, 10 lei, undeva pe aici scrie. Așa, tot din Petco, mi-am luat un clește din ăsta de bucătărie, oare pot să-l scot ea? Gata. Și de ce e așa? Așa trebuie să fie? Mă gândeam că e un picuț mai desfăcut și îl strâng eu când am nevoie, dar nu înțeleg ce se întâmplă și de ce e așa. Gata. Deci are chestia asta așa și îi faci așa. Și așa îl închizi. Wow, inteligent. Nu înțelegeam de ce este atât de strâns și am zis, cum apuc eu cu el? Da, acum are logică. Am luat un clește din asta pentru că atunci când mai gătesc, nu știu, poate fac ceva carne și am nevoie să întorc și nu aveam cu ce și întorceam cu furculița sau cu o furculiță sau cu o lingură sau când fac, de exemplu, chiftele, eu le fac în cuptor. Și am nevoie să le întorc la un moment dat de pe o parte pe alta și mă chinuiam cu două lingure și mi-era greu. Așa că ăsta cu siguranță mă va ajuta. Nu știu dacă v-am zis cât a costat. Ăsta a fost 5 lei.
Așa, hai să trecem la Sinsay și mai avem la sfârșit Notino și Primark. Mi-am plasat o comandă pe Sinsay. De fapt nu, am fost în magazin, am probat o cămașă care mie mi s-a părut foarte drăguță, am zis că mi se potrivește, avea doar mărimea M și mi se părea mare. Așa că bineînțeles că mi-am luat mărimea în magazin, nu avea S, așa că m-am uitat pe net, am văzut că pe site-ul lor, am văzut că are S și am zis că e ok, o comand de pe site. Problema este că am purtat-o și că am luat-o din coșul de gunoi, Doamne, din coșul de rufe, mă scuzați. Și nu știu cât de mult o să înțelegeți, dar o să vă las o poză de pe site ca să vedeți despre ce este vorba exact. Și vă spun că pe asta am dat 55 de lei. Este o cămașă într-un roz murdar, aș putea spune. La mâneci, asta este o mânecă, vedeți, este un pic bufant, aș putea zice. Are niște pliuri pe aici, pe acolo, de exemplu aici la mânecă. La mânecă, manșetă, mă rog, vine cu doi năsturei din ăștia, iar manșeta este mai groasă, ceea ce pot să zic că îmi place. Undeva la spate, ia să vedem, unde, aici are la fel niște pliuri care mi se par foarte drăguțe, iar în față, la fel, are pliuri de acestea și nasturii sunt roz murdar, simpli, nimic complicat. Asta a fost 55 de lei, o dau încolo că oricum trebuie să o spăl. La fel și pantalonii. I-am purtat. Să știți că acea cămașă se simte foarte bine la material și să știți că am călcat-o și foarte ușor. Pantalonii sunt în mărimea S. Sunt un picuț transparenți, dar nu se vede nimic prin ei. Adică ca să vezi cât de transparenți sunt, trebuie să te uiți tu așa un picuț, dar când îi porți pe tine, gen nu se vede. Eu mi-am luat în mărimea M. Mi-ar fi mers foarte bine și un S. Dar am crezut că M-ul mi se potrivește. Nu știu cum sunteți voi, dar eu la Sinsay port XS, de la XS la XL, sincer spun. Nu înțeleg cum au hainele oamenii ăștia, dar e foarte derutant totul ce se întâmplă cu produsele lor. Mi-am luat, la fel o să vă pun poză ca să înțelegeți despre ce este vorba. Mi-am luat o pereche de pantaloni office. Vin așa în partea de sus, la fel niște, nu știu cum să zic, nu pliuri, mă rog, ceva aici. Ceva ce se mai regăsește la pantalonii office, au buzunare. Iar în partea de jos sunt așa mai, stați, mai lărguți ca niște pantaloni. Mi se par un picuț lungi, asta este nașpa la ei, din păcate. Și trebuiesc, nu știu, îndoiți așa. Arată bine și îndoiți, dar mă rog, aș fi preferat să nu-i îndoi. Aici în față vine cu fermoar, cu chestii din asta și are și un nasture ca să prinzi tu toată treaba foarte bine. Să știți că se așează bine, v-am zis, dacă aș fi luat un S, s-ar fi așezat și mai bine. Materialul nu este din acela de pantalon neapărat office, este un fel de, nu știu dacă scrie, dacă scrie vă zic ce material este. Ia să vedem, nu scrie, nu scrie, zice doar că trebuie spălat la 30 de grade. Da, îmi plac, v-am zis, aș fi preferat S-ul, dar, da, apropo, pantalonii au fost 40 de lei. Și că tot din Sinsay, am luat, când am fost acum de curând, ăsta l-am luat din magazin, am luat acest Moș Crăciun, dozator de săpun, pe care, sincer, îl iubesc. Am zis că îl cumpăr acum pe acesta, cu toate că încă n-am cumpărat nimic de Crăciun, pentru că ăsta cu siguranță nu o să-l mai găsesc atunci. Și a fost 20 de lei. Are aici prețul undeva pe spate. Încerc să-l scot dacă pot. Dacă nu, îl lăsăm așa. Sau de fapt nu, o să-l las așa că cu siguranță o să-l bag în holul de produse de Crăciun. Vine cu pompiță. Chiar este drăguț. Și am zis că nu-l las acolo pentru că mai mult decât sigur nu o să găsesc așa ceva în perioada Crăciunului. Pentru că se dau ca pâinea caldă. Este foarte, foarte drăguțel. Ok. Hai să trecem la Primark. De unde am luat multe? Adică am luat mai multe, dar au fost și ale iubitului meu. În primul rând am luat niște pixuri din acestea, care au fost 9 lei. 3 pixuri cu roz. Scriu foarte bine, îmi plac. Scriu, au cerneală albastră în ele. Și par așa un pic o combinație între pix din acela cu mină și pix cu gel, îmi place foarte mult cum arată. Au fost 9 lei, iar aici avem niște colanți pe care am dat vreo 15-20 de lei.
I-am luat în mărimea S. Sunt niște colani simpli de bumbac, dintr-un material un picuț grosuț. Adică nu sunt din aceea foarte transparenți. Sunt, e un bumbac plin, care îmi place foarte mult cum se simte. La ei mărimea S e 38-40, ceea ce de fapt este un M. Mi se pare un picuț dubios, deci practic scrie S pe ei, dar sunt un fel de M. Îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Ăștia i-am spălat, sunt curați, i-am luat chiar din dulap. Și mai avem aici, Notino. Am plasat comanda la Notino pentru un produs. Ce nume? Pentru acest calendar advent. Pe care nu-l voi deschide acum, bineînțeles. Îl voi deschide în Vlogmas. Așa. Și sper să fie ok și să se merite. Cred că a fost, nu știu dacă mai am preț pe aici pe undeva. Nu mai știu cât a fost, dar oricum 130, parcă ceva de genul acesta. Și e un calendar de la Essence, care are, bineînțeles, 24 de produse. Am aici ce produse găsesc în interior, oricum știu. Așa. Și mi-am mai luat un produs de păr care îmi place, nu, îmi place și nu-mi place. Este un produs de la Joana sau Ioana sau, mă rog, cum s-o fi pronunțând. Este un spray de păr care practic trebuie aplicat pe păr și va deschide părul, nuanța părului. Cred că v-am mai zis că vreau să scap de roșcat și nu vreau să mă decolorez. Deja în partea asta părul s-a decolorat foarte tare, dar mai am zone, de exemplu aici unde este foarte roșu. Și am zis că acest spray mă va ajuta. Are 150 ml și cred că am dat vreo 17 lei pe el sau ceva de genul acesta. Trebuie aplicat pe păr și apoi trebuie să vii cu căldură, cu feonul. Mirosul este unul neplăcut, se numește Multi Blonde Reflex Hair Spray Lightener. Scrie aici în poloneză și în alte limbi, dar mă rog, trebuie aplicat pe păr, v-am zis că nu miroase deloc răguț. Și apoi vii cu feonul ca să se activeze, practic, acest produs. Miroase urât, dar cred că își face treaba oricum. Inițial voiam să-l iau pe acela de la DM, de la Balea. Însă nu l-am găsit pe nicăieri, nu știu, a dispărut de pe fața pământului. Și chiar acum ceva timp m-am dus în DM după ce l-am cumpărat și l-am văzut acolo. Mai erau două bucăți și eram acum ce fac. Nu l-am mai cumpărat și pe acela pentru că n-avea rost, dar a fost așa un pic ciudat. Și la acest coleg de la Notino am primit aici niște mostre. Și avem în primul rând de la Biotherm un serum de noapte, Blue Retinol Resurface Plus Repair Serum Night. Pe ăsta l-am mai testat, știu despre ce este vorba, nu pot să zic că îmi place. Am avut produsul full size primit, dar nu mi-a plăcut. Am aici de la Safe Cleansing, n-am mai auzit de brandul acesta, un facial wash gel pentru piele uleioasă și mixtă. Știu dacă scrie ceva în română ca să vă zic, dar nu cred. Da, nu scrie nimic. Și mai am, am două. Sunt la fel, nu? Da, am două la fel. Mai am de la L'Oreal 12% vitamina C pură serum. Ăsta are un mililitru. Am folosit produse din acestea de la L'Oreal. Am avut un ser cu hialuronic care mi-a plăcut super mult. Ăsta cred că este mai nouț, cred, și e cu vitamina C. Sper să o să testez și mostra asta, sper să fie ok. De la L'Oreal am un Extraordinary Oil Face. Nu prea mi-aplic eu pe față ulei, dar poate în momentul în care o să am tenul foarte uscat, deshidratat, o să încerc să-l testez. N-am mai văzut produsul ăsta pe nicăieri. Așa, am și un Replumping Super Serum cu 3% glicerin, hialuronic acid și aloe vera. Hidratare intensă. Ăsta este nou, că scrie acolo New, de la Garnier. Așa, și mai am de la L'Oreal Revitalift Filler. Asta este o cremă, dacă nu mă... Da, o cremă anti-age pe care mi se pare că mai am mostre ceva de la ea.
din ce mi-aduc eu aminte. Și cam astea au fost toate. Sper că n-am ratat nimic. Sunt, nu vreți să știți ce este aici, în jurul meu. Este ceva rău de tot. Sunt plină cu de toate chestiile. Am și ambalaje și de toate. O să mă duc să le strâng. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu. Să spuneți dacă vă plac genul acesta de clipuri în care vă arăt diverse produse de la mai multe branduri sau ce mi-am mai cumpărat eu în ultimul timp. Vă mulțumesc din nou pentru atenție, vă mulțumesc că sunteți aici de fiecare dată, chiar și atunci când nu prea postez daily vloguri și practic vă las așa doar câte două clipuri pe săptămână, fără să avem și un desfășurător al săptămânii în curs. Vă mulțumesc din nou și ne vedem la următorul clip. V-am pupat!